m-am speriat așa, am zis, bă, pleacă toți, nu știu ce, că nu știu ce. Timpul ăla se scoteau de-astea cu droguri. Mă trezea să vin cu ea la școală, îmi făcea temele, îmi făcea testele, să trec clasa. Mie și lui Grasu cu aia trebuie să ne care foarte mult plasele, înțelegi? Bă, până la urmă n-am nimic cu el, băga mea și cu familia lui. Deci de bătut l-am bătut de câteva ori. Bă, și asta, frate, mă, pe gânduri, a dat un picior direct în piept acolo. Îi mai las o lună, șobulez, mă jur. Pe unul, îi dădeam mai una cu o piesă de-a mea pe fundat. Am apăsat pe vreun buton, dar la gen să se autodistrugă. Bă, ați băgat ceva în sucul ăsta? Bine ați venit la podcastul Behind the Beats. Le mulțumim băieților de la PTSD Records că ne găzduiesc acest podcast. Suntem aici cu Cătău, primul om invitat la acest podcast. Vă pup, băieți, sunt tata Cătău. Și l-am chemat aici să-i punem cele mai spicy întrebări ever. Pentru că, de ce nu? Ești pregătit? M-am născut pregătit. Aia zic. Hai să-i dăm drumul. Bun, cu ce vrei să începem? Ceva mai ușor sau... Dă-i cu astea mai ușoare. Dăm cu alea mai ușoare? De încălzire. Bun. De încălzire. Ce ai făcut în perioada asta în care n-ai mai postat, ai absentat din internet? Bă, n-am făcut nimic interesant. M-am distrat, am băut și na, am făcut sex cu escorte. Asta zic, asta e viața. Bun, o întrebare... Nimic interesant, ceva tipic. O întrebare primită de la foarte mulți oameni. Sex protejat sau neprotejat? Neprotejat. Nu știu, n-am făcut niciodată protejat. Am încercat odată și nu mi s-a trezit băiatul. Aia zic asta sincer. Bun. Cum ți s-a părut primul an de la Beach Please? Prima ediție de Beach Please. Cum ți s-a părut oamenii, atmosfera? Bă, chiar a fost tare. Mie unul chiar mi-a plăcut. Până în seara aia, când a trebuit să cânt, înțelegi? Intru pe scenă, gen în spate acolo la DJ, și zic să dea play, gen, să intru când intră drop-ul ăla la melodie. Nu merge, îi apare ceva cu roșu pe placa aia, pe ce avea el acolo. Mă duc în spate, îi întreb, bă, ce s-a întâmplat, de ce nu merge melodiile? Bă, că tău ai descărcat piesele în formatul greșit. Băga mea și pun la morții mei. I-am zis, bă, eu nu sunt informatician, nu mă pricep cu astea. Am încercat eu să le descarc pe laptop, nu știu ce dracu le-am făcut, în fine. Și după am cântat a doua seară, chiar a fost tare. Prima oară am văzut că pleacă lumea. Că înaintea mea cânta cineva, nu știu exact cine cânta. Și ăla cum ar veni era ultimul număr. Și da. M-am speriat așa, am zis, bă, pleacă toți, nu știu ce, că nu știu ce. Bă, și când a intrat piesa aia, nu mai știu care aveam, Campion sau Bat și Fut, habara, nu mai știu care am cântat-o prima. Mamă, văd cum vine toată lumea din spate, s-au îngrămădit, făcea urât. Și chiar a fost tare, chiar mi-a plăcut, a fost atmosferă. Mi se pare că fix în anul ăla bubuise ție, Bat și Fut. Nu. Bubuise... Nu mai știu, în 2021 sau ceva de genul. Cred că cu un an înainte, da. Am înțeles. Dar oricum n-am scăpat de melodia aia și nici nu cred că o să scap vreodată. În fiecare an cu aia, aud pe TikTok, auzi? Am mare cariciu, ce poate. Nu știu, eram un copil nebun, dar chiar aveam versuri gândite, adică nu erau. Da, chiar a fost un impact mare în internet, piesa ta. Da, probabil că venisem și cu un personaj nou. Da, asta e clar. Aveai hazul tău și încă la aia, adică... Un nou stil de muzică. Adică eu prin melodiile mele nu încercam să transmit, cum să vă zic eu, adică nu voiam pe piesele mele să se plângă, să se drogheze sau să facă alte chestii. Gen, când dai play la o melodie de-a mea, îmi plăcea să te văd cum râzi, să crap de râs în fața mea. Și asta ai reușit să faci da, cel mai bine. Da, și chiar am reușit. Bun. Că tot ai menționat de piesa Bat și Fut, te așteptai să aibă succesul pe care l-a avut? Bă, sincer, chiar nu. Nu mă așteptam să aibă succes. Și nu cred că a avut mare succes sau așa, dar am văzut că a ajuns la urechea destulor persoane. Și cu ea m-am făcut așa puțin cunoscut, adică... Păi, în câte știu eu, cam ăla a fost bumul tău. Da. Adică... Am mai avut o piesă înainte, în Not, cu Alberto și cu Petre. Și aia bubuise cât de cât. Da, da, asta te-a făcut pe tine... Da, aia m-a asta făcut, te-a consacrat. Da. Aia, cu aia a început să văd TikTok-uri, să văd fel și fel de chestii. Oricum, foarte am mișto perioada aia. Chiar da. Cea mai mișto perioadă din internet. Ai un sfat pentru artiștii la început? Bă, nu cred că sunt măsură așa mare să dau sfaturi, pentru că na, cred că și eu sunt tot la început, dar ce aș putea să le zic și să-i ajute e să fie cât mai original, adică să cânte chestii pe care le trăiesc ei din viața de zi cu zi. Înțelegi? Da. Și cam atât, nu am idee așa mare. Bun. Acum intrăm în astea mai... Deep. Dă-i cu tancurile. Îți dau una forță și după aia te răcoresc cu alta.
Care a fost relația ta cu IDK și ce te-a făcut să ai ură pe el? Ură. Ură e mult spus. Da, un cuvânt cam mare. Bă, cu, eu cu IDK ăsta mă știu... IDK. Robert. Cu Robert mă știu de... Nu știu, aveam 13 ani și el 12 ani. Adică stăteam, vă știți de mici. Da, ne știm de mici copii. Gen, stăm în același cartier. Da. El nu mai stă, că s-a mutat. Ajungem și acolo. Și... Ieșeam cu el pe afară, ne strângeam un morman de ăsta mare de frunze și făceam parcurs de la gen, ne dădeam peste cap, înțelegi? Mamă, ce mișto. Da, eram, eu am ajuns top 10 în România la parcurs, în fine, nu e, ne-e interesant. Pe bune? Da. Ce tare. Gen, făceam acrobații de alea. Așa, și bă, ăsta venea mereu, gen, venea la mine acasă, mâncam, ne jucam pe calculator, aveam un joc de ăsta care ne jucam noi, Transformice cu șoareci, cu de-asta. Da, da, știu, știu. Nu știi? Da, normal. Așa, și ne făcea mama de mâncare, bă, la era zdreanță de mic să mor eu. Ne făcea mama de mâncare, ne făcea mămăligă cu pește și cartofi și mâncam amândoi la masă și după ieșea pripasul pe afară, zicea la copii că era peștele crud. Băga mea și pula la salut. Urâte, urâte, urâte astea. Bă, de capa să ajungă unde este la momentul de față. Mie și Lugrasu cu aia trebuie să ne care foarte mult plasele, înțelegi? Într-adevăr, e un băiat ambițios, are pic de talent acolo. Se vede, eu îl apreciez ca artist, așa îl apreciez. Da. Dar el ca persoană e o zdranță, înțelegi? Mereu a ales să meargă pe drumul cel scurt, adică de la apartament la magazin, se ducea, ne lua cola, se întorcea, îi ziceam, băi, uita să ne iei țigări, venea, ne lua țigări și asta era tot. Am înțeles. Urât, urât. Zis, băi, de capa să fii trepor, e așa ușor, înțelegi? E ca așa o linie, dacă știi. Da. La început trebuie să cari niște gălezi de apă, trebuie să lustruiști podeaua, nu e chiar așa ușor. Ai zis, l-ai menționat pe Grasu mai devreme. Voiam să te întreb de ce n-a mai ieșit piesa Petrecere cu el și de ce n-a mai ieșit cu tine piesa Petrecere și a ieșit single? Jur, chiar nu știu. Doar n-am mai vorbit cu el, n-am mai ieșit și cam atât. Am înțeles. Nu, e mare chestie. Mă gândeam că e ceva mai nu, chiar nu știu. Bun. O întrebare mai spicy din nou. Așa. Să te lovesc, să te țin acolo sus. Crezi că Tatiana mai avea același succes fără să apară cu tine prima dată în online? Bă, nu știu să zic asta cu succesul sau așa, dar am ajutat-o foarte mult pentru că ea e o persoană foarte bună, înțelegi? Venea la mine acasă cu aia, mă trezea să vin cu ea la școală, îmi făcea temele, îmi făcea testele, să trec clasa. Și acolo am văzut că na, are un suflet bun. Da. Nu era fițoasă, nu era cum mai e acum pe internet, dar stă bine cu fițele și cu aroganțele astea. Și am văzut că făcea TikTok-uri și am întrebat-o, bă, Tatiana, vrei să te ajut să, na, să devii virală, să astea? Și am început, i-am făcut niște TikTok-uri, am văzut că i-au bubuit, i-am făcut un personaj. Dar, pe lângă chestia asta, a știut foarte bine să-și intre în personaj. Adică chiar se pricepea cu ce făcea aia pe TikTok acolo și la galele alea, la RXF, la conferințe. Îi rupea pe toți, mă, să-mi va piciorul. Când auzeam ce scotea pe gură, nebunea capul meu. E foarte vocală și da. chiar e o fată deșteaptă. Și după mi-a zis, bă, că tău chiar am dorit să scot o piesă, am dus-o la studio. Păi și i-am pus căștile în cap să tragă la microfon, i-am pus beat-ul și nu putea să tragă pe beat cu aia, gen... Nu, pica de pe beat. Nu, cădea pe beat. Da. Și am scos căștile din urechi și făceam una. Îi ziceam, bă, Tatiana, cântă cum îți zic eu. Îi ziceam, bă, îți dea un Tatiana. La fel zice așa. Și chiar a ieșit. Adică chiar are un timbru vocal bun. Da. Nu m-am chinuit chiar foarte mult cu ea. Și a bubuit piesa și cam atât. E de bine. Și de acolo s-a descurcat ea. Nu știu, n-am mai văzut-o în online. Nu prea am mai văzut-o. Ba, a fost ocupată cu operațiile, cu treaba asta. Gen. Am înțeles. S-a ocupat mai mult de ea, gen... Aia, foarte, arată, bine. Cum... foarte bine, foarte bine chestia asta. S-a făcut bombă rău de tot. Acum, pe bune aș buli eu. Am văzut că a apărea pe internet de asta cu... Că am făcut sex cu ea, că nu știu ce, că a fost iubita mea. Ba, asta a fost gen o strategie de marketing, să zic așa. Da. Gen, eu îi ziceam să zică pe la podcast-ul că ne-am bulit, că ne-am asta. Da, ne promovam cum ar veni unul pe altul. Da, foarte s-a mișto asta. Chiar foarte mișto. Acum s-a făcut bunicică să moară. Mai, îi mai las o lună și o bulez, mă jur. Mai trebuie să fac o operație. După operația aia îmi spar un zeta. Nu te-r, Tatiana. Ne știm de mici. Profi și acum. Ți-am făcut piesă. Mai ții minte când... Merici un bot. Mulțumită mie.
Bun. Bună rău asta. Voiam să te întreb cum ți-ai găsit stilul de a face muzică și dacă îți place publicul pe care îl ai. Bă, asta cu stilul, am mai spus. Am văzut multe piese, gen în timpul ăla se scoteau de-astea cu droguri. Cu... Da, asta era plin. De-alea, de plângeai pe ele, de nu știu ce. Și am zis, bă, ia să fiu un pic mai diferit. Eu de fel așa sunt o persoană foarte, cum să zic eu ție, amuzantă, glumeață, gen... Da. Îmi place mereu să râd. Și am zis, bă, ia să transmit eu chestia asta, să o transmit în piese. Să o transfer în piese. Da. Să văd cum reacționează lumea sau... Și am scos piesa aia, Baci Fut. Și am văzut, bă, o asculta lumea și începea să râdă. Gen, primea mesaje cu, bă, că tău mi-ai făcut ziua mai bună, m-aș la nevastă mea, ți-am ascultat piesa mea trecut. Bă, văzuse cu aia pe Telegram, pe unul, îi dădeam mai luna cu o piesă de-a mea pe fundat. Mă rău de tot. Da, bun. O lase razna lumea, chiar mi-a plăcut perioada aia, jur. Super mișto. Chiar da. Ai ceva pregătit pentru ceva ce urmează să scoți? Am foarte multe piese pe care trebuie să le scot. Deci, cât timp ai stat retras, cum n-ai stat degeaba. Exact, n-ai stat degeaba. Chit că am mai stat eu prin petreceri, prin escorte, că n-a așa e la noi la Buzău. Asta e viața, oricum, adică... Am stat și... M-am axat foarte mult pe stilul meu și pe ce piese vreau să scot pe viitor. Asta contează cel mai mult. Prostănac eu că nu m-am ținut atunci, când intrasem în pâine. Dacă te țineai atunci, erai... Da, probabil. Bine, oricum și acum ai... Ai de unde să pleci, ai da. Un punct de plecare deja format. Adică nu e ca și cum ai începe de la zero. Mai am acolo niște fănuleți. Exact. Să le zic așa, o brigadă care mă mai ascultă. Că sunt frații mei toți. Voiam să te întreb dacă te știi cu Abi. Ce relație ai cu Abi? Dacă... Bă, că știu că sunteți toți din Buzău și... Salut, salut. Adică am mai stat cu el pe afară, că îl mai chema Grasu sau... El îl chema pe Grasu și eu, cum eram prieten foarte bun cu Grasu, na, ajungeam în aceeași conjunctură. Și cam atât. Și ce părere ai de Abi? Bă, e un băiat foarte caracter. Cum ți se pare față de cum e în online? Sau cum era în online? Gen, în viața reală. Bă, omul nu e un personaj, adică chiar e... Atunci, pe vremea lui, chiar era așa arogant și cum era el așa. Dar, gen, în viața reală, chiar e un băiat caracter. Adică, cel puțin așa mi-a inspirat mie la prima vedere. Da, pot să confirm. Chiar e un chiar Abi nu are nicio treabă cu online-ul. Cum e pe online, cum era de fapt pe online, n-are cel mai dulce caracter. Bun. Am văzut că ai postat pe story o piesă în care ziceai de bustiera Andrei. E referire la Idecapa, la iubita lui Idecapa sau fosta, nu știu că nu m-am urmărit. Bă, oarecum să zic așa, da, este, vă dai seama că e dis pentru Idecapa asta cu bustiera Andrei. Bă, în ultimul timp l-am văzut că se poartă numai maletă, numai chestii de genul, am zis, bă, a luat o razna omul. E că n-am ce să zic. Și la Bișpriz a fost tot așa într-un maiou de la Wet. Să moară Franța. E că eu n-am venit acum la podcastul vostru să stau să-l vorbesc prost pe Idecapa. Până la urmă n-am nimic cu el, băga mea și pula în familia. Bă, nu-i ură sau ceva, da? Mi-a făcut niște chestii pe care chiar nu pot să le iert și nu pot să le las așa, înțelegi? De bătut l-am bătut de câteva ori. L-am lăsat, am văzut că s-a liniștit și după iar văd, frate, că scoate disuri, că scoate pula mea, că scoate nu știu ce. Bă, are noroc că nu știu unde stă, nu stă cu lumea pe aici, prin București, nu iese pe la terasă, nu iese nici ăsta închis în casă. O să-l bat oricum. N-am treburi cu smardoiala, nu sunt smardoi, nu știu ce, dar a vorbit foarte mult prost. Și a vorbit niște chestii care chiar nu trebuia să le vorbească. Adică da. Tu ne cărai plasele, ne luai țigări și suc și acum vii să-mi dai mie dispo pe melodii. Ăla înainte, frate, făcea beat-uri, gen. Pe nu? Bune? Da, lumea știe de el că face versuri, că face nu știu ce. Nu, făcea beat-uri, înțelegi? Și în perioada aia am făcusem cu Grasul studio, înțelegi? Și n-avea cine să stea la butoane. Și dau mesajul lui Idecapa, că am văzut că punea story-uri pe acolo, că face beat-uri, că face nu știu ce. Și l-am chemat la studio. Da, sta cu noi la studio. I-a dat un prieten cu briceagul pe picior. Gen, aveam glume de astea proaste. Și plecase din studio după faza asta și așa mă certasem cu Grasul, înțelegi? Da. Și ăla era cum ar veni studioul lui. Și de acolo am văzut că începuse Grasul să-l cheme la studio, să se împrietenească, să nu știu ce, înțelegi? Începuse să mă vorbească prost la Grasul. Chestiile alea le-am auzit, înțelegi? Și l-am prins mult și am dat de mai pumnul după ceafă. Și-a luat somnic. Da, da. Mamă, după l-a prins a doua zi cu el, a prins frate-mi un mec.
Bă, în Meco era cu o gagică de-a lui. Bă, și în asta, frate, mi-a gânduri, a dat un picior direct în piept acolo pe mesele alea. Și a început aia să-l ia la pumn, să-l bată, să-l astea. I-a dat sângele pe nas. Mamă. I-a luat managerul ăla, i-a luat managerul ăla de la Mac, i-a luat un Mac Combo de ăla, gen să-l liniștească. Și a dat comandă de taxi. Da. Frumos. Eram curios dacă ți-ai începe o carieră serioasă în RXF. Nu, nu știu. Mi se pare mai mult de măscărici treaba asta cu RXF-ul. Că, bă, odată chiar aș vrea să fac un meci de ăsta. Eu am făcut sport de contact, am făcut lupte vreo 6 ani. Ce ai făcut? Chiar lupte libere. Ah, super mișto. Și, bă, sincer, chiar aș vrea să-mi testez așa o leacă capacitățile. Gen, RXF-ul ăla, chiar-s curios. Știai că mi-a mai învățat câte ceva, că el e antrenor de MMA. Gen, e antrenor la Everlast în Londra. Mamă, regele, el, direct. Ceva, da. Da. Am mai făcut cu el. Am făcut tot săptămâna max. Când mi-a dat tot tibia nas, mi-a spart aici nasul, uite. Am nasul spart. Că tot am vorbit de RXF. Cu cine ții? Cu Yamato sau cu Neveu? Neveu. Cu Neveu? Chiar dacă îl bate Yamato. Bă, Yamato șterge Neveu cu el la... Neveu e cel mai tare personaj. Yamato șterge cu el la cur. Se șterge cu el la cur. Bă, îl bate Yamato de... Nu mai iese din casă, îl bagă medical direct. Mai știi cine știe. Nu știu, mie îmi place mult de Neveu, că e un personaj. Chiar e ca da, Neveu e mai personaj, dar pe tactică și luptă și așa eu zic că Yamato câștigă. Da. Adică îl și cunosc puțin personal pe Yamato și omul e bazat. Bă, am văzut, pare o leacă ciumeg. Dar și Neveu cu el am fost în viața reală și are brațul gen, are brațul aproape cât capul meu. Da, dar gândește că Yamato e multicampion național. Da, internațional, pardon. Uh-huh. S-a luptat prin Japonia, prin toate țările. Și Tasu e Yamato Zaharia, care are Kenpo. Ia uși, ce tare. Adică omul chiar e bazat. Și frasul mai mic e tot așa multicampion național, internațional, bag pula național. Cum ai ajuns să faci muzică? Bă, eram în bucătărie cu Grasu. Și îmi zicea, bă, că tu ai, nu vrei să scoți tu melodie, gen, eu în timpul ăla făceam versuri, făceam de-asta, dar nu să scot melodii, înțelegi? Și am arătat într-o dimineață lui Grasu, m-a chemat la el și am arătat niște versuri pe care le-am făcut. Și face Grasu, mamă, bă, de ce nu înregistrez, de ce nu... M-a chemat, m-a luat cu el la studio, am fost la un băiat pe acolo, am tras într-un șifonier cu niște cartoane de-asta, două, gen, cum ar veni să antifoneze. Și mi-am făcut acolo niște piese, niște de-astea, le-am scos, au prins cât de cât, au făcut ceva vizualizări. Și de acolo am început să am o pasiune, gen, pentru asta, înțelegi? Da. Am început să fac versuri să... și să le vând mai departe. Și mergea treaba cu vândutul versurilor și așa? Adică au cumpărat oameni mai, cum să zic eu... Ba, am făcut niște piese care au... Am făcut și la mai mulți artiști, gen versuri. Am văzut că mai sunt trepări de ăștia care fac versuri și așa, înțelegi? Am la câțiva manelici niște piese chiar cunoscute, da? Și așa, da. Mamă, ce mișto. Gen, mi-a plăcut mult să scriu. Foarte și bine. Și nu făceam așa gen mari bani, gen făceam cât așa să merg și eu la un studio, la o, da, să înțelegi. Plăteam un mix, plăteam un edit. Eu nu mă făceam bani să mă îmbogățesc. Da. Înțelegi? Cât a costat clipul Baci Food? Sau, mai bine zis... Care e povestea din spatele clipului Baci Food? Bă, când am făcut versurile la piesa aia, am dus imediat la Grasu și am zis, bă, uite frate ce am făcut. Bă, și s-a pișat ăla pe el de râs și am zis, bă, da, piesa asta trebuie să o scot neapărat, că ți-am zis, eu pe piesele mele am vrut mereu să transmit alt mesaj. E că nu voiam pe piesele mele să se plângă, să se drogheze sau ceva, înțelegi? Când ascultam eu piesa mea, voiam să te fac să râzi. Și am zis, am fost, am înregistrat piesa, bă, mi-a ieșit din prima, mi-a ieșit tare rău de tot piesa când am înregistrat-o. Și acum vine asta cu clipul. Păi nu știam ce să fac, nu știam cameraman, nu știam nimic. Păi și am văzut pe story unde ăsta un fotograf și i-am răspuns la story și am zis, bă, filmez clipuri? Și mi-a zis, da, putem să încercăm. Și am plătit, nu mai știu, am dat 200 de lei. N-am stat, n-am căutat locații, n-am făcut nimic, m-am dus direct în mall, mi-am luat 2-3 tovarăși și am început să filmăm pe acolo, pe la baie, pe la astea, înțelegi? Și am văzut că a prins gen pe TikTok, adică de vreo 3 ani încoa, o aud non-stop pe TikTok, au numai, auzi, am mare cariciu. Și la concerte, văd că îmi cere mereu lumea să pun piesa asta, dar n-am pus-o niciodată. Și cred că o să o pun odată, totuși. Ar trebui. Chiar mi se pare Caterinca. Adică, dacă stai așa un pic să le asculti, sunt Caterinca,
gen râs pe ele sau ceva, adică se vede că mă prostesc, dar sunt niște versuri acolo chiar gândite, adică am câteva dume, adică stau să mă gândesc la versuri, adică nu mă duc și înregistrez așa de capul meu. Da. Cine era cătău înainte să facă trap? Eram o persoană simplă, adică nu vin dintr-o familie bogată sau înstărită așa, gen, eram sportiv, făceam lupte libere și cam atât, gen, nu făceam nimic interesant. Până am ajuns la liceu, înțelegi? Am intrat în clasă cu Alberto și cu Tatiana și de acolo am început. Ai fost în clasă cu ei doi? Da. Ce tare! Rămăsesem repetent în clasa noua și m-am mutat la liceu. Și grasul la fel, mi se pare că și el rămăsese repetent și am ajuns amândoi în aceeași clasă. Și Tatiana la fel, dar gen Tatiana nu era cunoscută pe atunci. Și nici eu. Și așa ne-am cunoscut. Și trei muschetari. Cum ar veni. Puterea Buzăului. Cum ar veni. Cu Ieni Sebite cunoști? Da, mă știu cu el. Și ce relație ai cu el? Nu știu, doar salut, atât. A, adică... Eu n-am mai avut anturajul de-astea pe la studiouri, pe la chestii de-astea, dar... Am înțeles. Ne știm. El făcea, unde făceam eu lupte, el făcea basket. Deci de-aia are 2 metri omul. Da, 2 metri și. Da, are peste 2 metri? Are vreo 3 metri fără cap. Băia de treabă, băia caracter. La ce vârstă ai ascultat prima piesă rap și care a fost prima piesă de te-a făcut să-ți placă muzica? Bă, ascultam mult Paraziții și BG Mafia. Paraziții? Dar ce m-a făcut așa să-mi placă mie muzica și să vreau să mă apuc de muzică? Nu știu. M-am apucat pur și simplu. Eu am zis, eram sportiv. Idolul meu în viață era McGregor. A, și cam atât. Forță. Dar ascultam, gen nu prea ascultam de astea în română, ascultam gen artiști ăștia din afară. Mai mult din afară. L-ascultam pe Ski Mask sau pe SkyMask, nu știu cum dracu se pronunță. Și de la el am început să mă inspir puțin cu stilul lui și așa, înțelegi? Da. Care are un stil gen mai Caterin, că râzi, aha. Ce artist ai vrea să vezi la anul la Bish Please? Deci că suntem podcast la Bish Please, omor eu. Ce artist aș vrea să văd la Bish? Da, din care ai plătit bilet, ai fi în stare să plătești biletul să vii. Nu știu, Bahoi, zic și eu. Chiar ar fi Caterinca cu ei. Da, un artist pe Bahoi, pe... Ar fi, chiar ar fi. Dar zic un artist internațional, la modul de nu te-ai gândit niciodată că o să-l vezi în România. Bine, am văzut deja, am văzut pe Travis Scott, pe ăștia, pe cine am mai adus nebunul ăla de Sherry. Eu zic sincer că nu mă așteptam să văd, frate, pe Travis Scott în România, dar mai ales în Costinești. Nu, așa pe cine mi-aș dori eu să văd la... La Bish Please acolo ar fi Ski Mask. Înțelegi? Da. Ăla e idolul meu. Bă, cred că anul ăsta la... E vechi, e de modă veche, dar na. El m-a motivat să fac melodii. Ar adică fi. Mi-a și scris pe Insta, bă, vezi că ai niște piese chiar tari. Ați așa scris și atunci pe ecran. Bă, ați băgat ceva în sucul ăsta? Nu, dar gen, e bun, îmi place. Era bine. Mă văd și eu frumos în camera asta? Păi pe tine am pus cea mai bună cameră. Mă, mai aici niște fire de-asta de barbă. Când ți-ai dat seama că se poate face o carieră din asta? Din muzică? Da. Nu știu, nu am văzut muzica ca pe o carieră, înțelegi? De-aia și când au început să-mi bubuie niște piese pe acolo pe TikTok, n-am stat să mai scot, n-am stat să mai merg prin studiouri și nu mai aveam focul ăla. Adică... Mă duceam la concerte, mă duceam, buleam și eu câteva gagicuțe, gen, cam așa mi-o ardeau. Frumos. Înțelegi, dar nu știu, chiar am fost o leacă prostă, că nu m-am ținut de melodie atunci când începusem așa să mișc câte ceva. Dar acum, gen, nu-i timpul pierdut. Exact. Chiar o să scot acum multe piese tancuri. Gen, lumea o să uimească, o să vadă, bă... Evoluția. Gen, ce cânta asta, bat și fugi, ce cânta acum, gen, da, o să fie tare oricum. Ce părere ai de nou val de trapper din Buzău? Nou val de trepări din Buzău? Da. Bă, sunt foarte buni băieți așa ăștia. Am și eu gen un văr în Buzău care face muzică. Gen au toți acolo anturaj, înțelegi? Și chiar da. Sunt băieți ca lumea, gen chiar fac melodii tari. Adică, bă, din Buzău cu aia o să iasă doar artiști tari, asta doar vedete tari. Asta gen... m-a șocat cel mai tare, că din Buzău, frate, sunt toți. Buzău dă moda, frate, da, gen, frate. De la Buzău a plecat trepul. Gen, e capitala trepului, așa se spune. Pă bune, sunt șocat de câți oameni au ajuns peste relevanți din Buzău.
Da, 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 da. Adică, frate, da, și eu mă gândesc, cred că o fi ceva gen cum e triunghiul Bermudelor, știi? Pe bune, pe bune, pe bune. Cine știe? Oricum o să apară foarte mulți artiști. Care crezi că e următorul artist care o să iasă, o să răsară din Buzău? Bă, sunt mai mulți așa cu potențial, așa pe care îi văd eu care, pe care îi pune bani în jos, care are cea mai mare cotă. N-am așa unul în minte să zic, dar o să ții număr. E Golea, care e Vărmiu, Miron, mai e un băiat, Liviu, care cântă foarte tare în engleză. Și mai sunt câțiva pe acolo. Și care crezi tu cel mai mult, care crezi în el? Bă, ar fi urât să zic de altcineva, o să zic de Vărmiu cu aia, gen, că e Vărmiu, Golea. Care a fost motivul pentru care ai continuat să lansezi piese? Care a fost motivul pentru care am început să fac... Ai continuat să lansezi piese. Bă, primeam foarte multe mesaje cu aia de la copii sau chiar de la adulți. Gen, că intrau, aveau perioade de-astea proaste și îmi dădeau mesaje că mi-ascultă melodie și râd și se simt bine, și înțelegi? Da. Și am zis, bă, hai să nu-mi schimb stilul, gen, să cânt tot Caterinca, să fac melodiile mele Caterinca, dar acum să le fac la alt nivel, înțelegi? Da. E că chiar... Iar mă bucuram când vedeam mesaje de astea, că bă, mi-ai făcut ziua mai bună, sau când îți ascult piesele, mă simt bine, îmi dai altă stare de sine. Da. E ceva. Chiar da, sincer. Adică și eu când îmi ascult piesele, că deodată stau, încep și râd. Bă, ce copil handicapat eram. Da. Cum ai perceput, nu, cum ai asimilat succesul? Cum aș asimila succesul? Nu, cum ai asimilat succesul. Ce înseamnă asimila? Eu nu... Am rămas trepetent în clasa nouă cu aia, gen, la ce te mai referi? Nu știu să-ți explic. Scuze. Stai mă calm. Nu, că nici eu nu știu cum să explic cuvântul. Asimila. Cum ai simțit succesul că ți-a venit? Nu știu, când încep să se miște gen lucruri pe lângă mine, adică... Na, încep, îmi fac o casă, îmi iau o mașină, succes pe plan muzical sau gen în viața de pe zi cu zi? Pe plan muzical și în viața de zi cu zi, adică cum ți-a influențat muzica viața de zi cu zi? Bă, nu muzica mea influența viața de zi cu zi, adică eu ce făceam în viața de zi cu zi, gen, îmi transmiteam pe piese. Adică eu de felul așa sunt o persoană amuzantă, gen, râd, nu o să mă vezi niciodată supărat, înțelegi? Înțelegi? Da. Ești băiat deștept. Cine te-a susținut după pauza pe care ai avut-o și câți au rămas alături de tine? Ba, alături de mine au rămas gen, așa, câteva persoane, gen niște prieteni din copilărie, frații mei care sunt din cartier și ei, ăia mereu gen, cum să zic eu ție, eu îmi dă putere, frate, să fac piese, adică am filmat cu ei în cartier, mă susțin foarte mult prietenii mei din cartier, frate meu, și mai sunt acolo câteva persoane, înțelegi? Asta e cel mai important. Da, chiar da. Adică sunt persoanele cu care mă știu de mic. Da. Ăștia care au venit pe parcurs, cum au venit, așa au și plecat. Complet de acord cu asta. Ai bani, mănânci, n-ai bani, știi tu, nu ți-e foame. Ce fumezi acolo? Vrei? E mentolat? Da. Să mă rog, știu, de nu-mi dai și mie unul. Îți dau. Stai să o termin pe asta. Cătău într-un studio, cum se desfășoară? Nu știu, e foarte mare panorama când stau în studio. Adică, nu știu, râd mult. Mai ales când încep și îmi fac versurile. Adevărul e că mai vin câteodată cu versurile scrise de acasă. Adică doar așa niște dume care zic eu că ar trebui să le pun pe piesă. Și de acolo se lipește, înțelegi? Gen principalul, cum ar veni niște idei. Bă, eu prima oară în studio, gen, mă acces pe refren. Ăla e oricum cel mai important, după părerea mea. Refren și după aia strofă. Gen aia mă gândesc cum să fie așa, gen dată pe TikTok. Da. Cum ar prinde bine pe TikTok. De asta îți construiești piesele ca să prindă? Sau ți le faci pur și simplu organic și ele prind? Îmi fac foarte multe piese. Și nu știu cum să-ți explic. Din toate piesele alea, ajung câteodată să le combin să fac una, înțelegi? Am înțeles. Și bă, aia care o simt eu, care îmi place mie cel mai mult, ca o gen, dau la mai multe persoane să asculte și le văd reacțiile. Și chiar asta voiam să te întreb, cum simți o piesă de succes? Cum, adică știi că piesa aia odată pusă pe YouTube, pe platforme, o să faci un, nu știu, aproximativ de vizionări.
Când o pun cuiva să o asculte și bufnește de râs în hohote. Și o pui la o plajă mai largă de oameni? O pun pe YouTube. Nu, până zic, mea... până să o lansezi pe YouTube. Da, o genă, o are la toți prietenii mei, ți-am zis, la, o are la prietenii din cartier, o are la frate meu. Am înțeles. Și dacă le place, adică cel mai mult mă acces pe părerea lui frate meu. E că dacă el zice, bă, e tare, e tare. Gen, îi mai arăt piese și îmi spune, bă, asta e proastă, bă, asta nu știu ce. Asta e cel mai important, înțelegi? Să fie sincer. Că el e sincer, așa prietenii poate mai spun că e tare și nu știu ce, îmi zic așa de gura mea. Asta niciodată n-am suportat, să mă pupe cineva în cur, doar da. Gen... Și dacă e să te pupe, gen, să o facă pasional. Cu limba. In the lac. French kiss. Nu, niciodată n-am suportat chestia asta de pupincurism maxim. Adică, bă, frate, dacă îți place, zic că îți place. Dacă nu-ți place, zic că nu-ți place. Că mai mult te apreciez că îmi zici că nu-ți place decât să-mi zici că îți da, place. Da, mă, fere, zi dreapă așa să știu și eu ce postez acolo pe YouTube. Mai exact. Dă-te, mai dă-te 100 de metri spre pula mea aici. Fii sincer, că nu e chiar așa greu să fii sincer. Da, dar mulți au problema asta cu sinceritatea. Că vorbeam despre studio. Ce te ajută cel mai mult să ai în preajmă când înregistrezi? Nu știu, gen niște obiecte, niște persoane. Nu știu, chiar nu știu să-ți răspund la întrebarea asta, bar n-am, nu. Când mergi în studio, știi că fără chestia aia sau fără persoana aia nu poți să faci nimic. Ăla care stă la butoane. Nu, ăla e cel mai important. Adică ăla mi se pare important, frate, gen să am și o conexiune foarte bună cu asta el, e clar. Să mă știe pe mine ca persoană, să-mi știe stilul, să știe gen ce mi-ar place să pun acolo, acolo, înțelegi? Ce ar trebui să-mi pună pe voce? Oh, chiar mi-ai dat un fix. Trebuie să-i dai drum. Ții pe buton. Pe care, pe ăsta? Da. Până vibrează. A vibrat, mă. A vibrat? Nu. Stai, până trebuie să mai vibrezi odată. Dar gen, a ieșit fum. Păi trebuie să mai vibrezi odată, că nu s-a încălzit. Când apară alea patru liniuțe, atunci atragi. Acum, cred. Ia, arată-mi un pic. Stai că bâlbuie, n-a buzuit, mă jur. N-a buzuit? Că am apăsat pe vreun buton, dar ajuns să autodistrugă. Gata? Băi, bun tare. Da? Mersi cu ai. N-ai pentru ce. Îți dea Dumnezeu sănătate la toată familia mea. Cum ar trebui să arate pentru tine femeia perfectă? Oh. Ți-am dat greu. Bă, n-am mari pretenții. Adică vreau să fie așa o leacă frumoasă la față, să aibă găozul mare și să-i placă mult de tot, să facă bot, să stea numai cu gurița pe aia acolo, înțelegi? Să n-o dezlipești. Bamă, direct. Cam atât, n-am mari pretenții. Bă, adică nu mă interesează, până la urmă vreau o fată cu minte. Poate să fie și de la țară, chiar n-am nicio pretenție, înțelegi? Dar să fie loială acolo. Asta e cel mai important. Să mă ducă să mă cunosc cu părinții ei. Iau lui taxul, televizor, LG, n-am nicio problemă. LG TV de la. Bun. Că tot vorbeam de femei. Care e poziția ta preferată? Trepied. Să stea în două picioare și o mână. Bun rău de tot. Și ce preferi, cur sau țâțe? Curu. Cur? Să aibă curul gras. De la... Și să fie muistă. Muistă? Da. Originală, gen. Cu certificat. Că mai sunt și de alea de... Să aibă certificat de la defelație. Bun. Și o ultimă întrebare pentru tine. Cu cine te-ai bate în RXF? Bă, că tot vorbeam de el cu ei de cap. Să mă rog, nu mă bat pe bune cu el. Și fără mâini. Și fără mâini? Și pe reguli de box. Vă mulțumim pentru vizionare. Acesta a fost podcastul. Îi mulțumim lui Cătău că a acceptat invitația noastră și că a vrut să apară în primul nostru podcast. Ce să vă zic? Să vă dea Dumnezeu, băieți, sănătate la toată familia mea și ne vedem curând. Sperăm că v-a plăcut. Dacă vreți să mai vedeți podcasturi de genul ăsta, nu uitați să apăsați pe like, share, subscribe. Toți băieții acolo știți voi foarte bine. V-am pupat, ne-am dus.